Salut! Avem o pompă de apă de recirculare de piscină care o vom transforma în generator, cum v-am obișnuit. Da? Aceasta, rotorul, este format dintr-un magnet. În locul paletelor pentru recircularea apei, eu i-am pus o rotiță pentru a-l putea acționa cu un motoraș. Da? Se învârte relativ ușor. Să-i punem cureaua. Stați să scot de pe motor. Perfect. Îi punem mai întâi șaiba pe care o are. Stați că mi-a căzut. Haide. Fixăm ghidajul. Îl strângem bine ca să fie ghidat. Să punem cureaua acum pe poziție. Perfect. Sper să fie întinsă cum trebuie. Punem aparatul de măsură. Aceasta era alimentarea de 220 la priză pentru a acționa motorul. Sper că se vede aparatul de măsură. Deci, și învârtit cu mâna, deja uitați, are 4 volți. Conectăm motorașul. Eu am pus aici că n-am, o să încerc pe viitor și cu un motoraj mai mic. Acesta consumă foarte mult, e un RS775. Dar am zis doar de probă, să-l vedem cât scoate. Sper că se vede. Avem și unul de întrerupător. Da. Avem 340 de volți. Deci 350 de volți. Ce am putea să-i punem noi, o sarcină? Să vedem dacă găsim pe aici. Avem un spot, da? Un spot de 220 cu 35 de vați. 35 de vați. Ia să vedem noi dacă îl poate duce. Să găsim și doi pleștișoi.
să fie buni aceștia. Îl pun așa să se vadă. Da? Și să-i dăm drumul. Deci în sarcină avem 188 de volți. Un vechi de 35 de vați. 190. Deci acesta se poate folosi și ca generator. Dacă v-a plăcut, urmăriți-mă în continuare. Mulțumesc frumos!